Capitolul 7 Miluța Tudorei este singur în biroul său și citește încordat sinteza săptămânală pentru președinte. Pe calculator Se dezobișnuise de mulți ani să folosească hârtia și cea mai mare nemulțumire a lui era să scrie cu pixul. Deși mandatase dreptul de semnătură pe multe acte, tot se adunau, luni dimineața, teancuri de dosare pe care trebuia să le iscălească cu mâna lui. Are o iscăltură lungă, cu curbe repetate și înflorituri, astfel că pierde mult timp prețios. Odată cronometrase timpul în care caligrafia una. 3 secunde. Înmulțit cu miile de semnături pe săptămână, asta însemna ore întregi pierdute. Funcția lui este prea importantă pentru a pierde timp cu ceva atât de nesemnificativ ca semnatul unor hârtii. De aceea ura scrisul de mână și declanșase o reformă în instituție pentru a informatiza complet circuitul documentelor. În plus, cititul pe calculator are și avantaje. Poți modifica un text din câteva taste, fără să fii nevoit să tipărești din nou documentul. Și el făcea multe modificări pe informările trimise conducătorilor statului, de la președinte până la ultimul ministru. Un șef de județ din teritoriul criticase odată că i-a schimbat textul informării pentru ministrul agriculturii legat de pesta porcină și Miluță l-a chemat la București pentru o întâlnire directă. I-a arătat câteva greșeli de ortografie și de acord gramatical pe textul primit la centru, iar comandantul unității operative din provincie a plecat rușinat capul și nu a mai zis nimic. Șeful cel mare al SRI-ului absolvise Facultatea de Limbi a Universității din Capitală, secția Limba și Literatura Română, astfel încât nu accepta greșeli în informările ce porneau din instituție. Spunea cu orice prilej că prestanța Serviciului Român de Informații, în fața demnitarilor, începe cu gramatica și ortografia textelor trimise și chiar dacă fondul informațiilor este important, nici forma prin care sunt comunicate nu trebuie trecută cu vederea. Informatizarea excesivă a sediului central din capitală a pus ceva probleme, la început, cu angajații obișnuiți să stea pe net, dar Miluță a reușit să le rezolve în interesul instituției. Acum există o singură imprimantă în clădire și tot în acel birou este și singurul calculator conectat la internet. De acolo pornesc plicurile cu informările scrise și tot de acolo vin sau se trimit comunicările online. În rest, nimeni nu are acces la internet, nici măcar pe telefon. Toți angajații din sediul central au telefoane speciale cu criptare STS și acces numai prin satelit, iar blocajul pentru orice semnal wireless sau GSM este total. Rețeaua internă de calculatoare, așa zisul intranet, nu are conexiune cu exteriorul, iar angajații comunică între ei numai prin ea, inclusiv audio și video. Clădirea este complet blocată pentru orice tentativă de furt al informațiilor. Pentru angajați există o singură cale de acces în interior sau spre exterior, păzită de mecanisme sofisticate care decelează orice fel de dispozitiv digital deținut de persoana care trece prin culoarul de la intrare. La intrare și la ieșire sunt controlate toate fișierele informatice de pe orice dispozitiv identificat, un soft performant comparându-le și dând alarma dacă descoperă fișiere noi sau modificate. Procedura nu durează mult, doar câteva secunde și nu-i nevoie să percheziționezi persoana care intră sau iese. În plus, toate ferestrele au geamuri fixe și groase, aerisirea fiind realizată printr-o instalație de climatizare eficientă. Spargerea unui geam ar declanșa o alarmă generală și camerele video ar identifica imediat locul. Deci, prin internet, prin microunde sau prin hârtie scrisă, nimic nu poate ieși din sediul central al SRI-ului. După o oră de citire încordată, alternând cu meditări lungi, Miluță hotărăște că textul poate fi trimis și face legătura video cu biroul cu imprimanta. Olguța! Îți trimit materialul săptămânal pentru Cotroceni este semnat și ștampilat, tu doar tipărește-le și pune-le în plic. Am înțeles, șeful. La ora 9.00 să fie pe masa președintelui. Va fi. Delegatul este la ușa mea și așteaptă. Este timp. Bine. Peste o oră îți trimit informarea pentru premier și la 12.00 informările pentru ministri. Am înțeles aveți un mesaj de la Palatul Victoria, l-am pus în directorul C01. Cifrat. Da, l-am verificat și este valabil. Partea introductivă spune că este foarte urgent. Miluță închide legătura video și găsește fișierul destinat lui. Mesajele oficiale venite pe internet pentru șefii din SRI aveau două părți. Una introductivă, cifrată cu o cheie unică deținută de Olguța și una specială, ce putea fi decodificată cu un cod deținut doar de destinatar. Textul de la șeful guvernului este scurt și conține o invitație imediată, formularea fiind imperativă. Șeful se uită la ceas, apoi reface legătura video. Olguța, informarea pentru premier ți o voi trimite imediat, o tipărești și mi-aduci plicul la mine în birou. Personal. Butonează câteva minute la calculator, citește repede un text, apoi sare din scaun și intră în baia personală. Unul din obiceiurile lui, înaintea oricărei întâlniri oficiale, este spălatul pe dinți. Uneori o făcea de mai mult de 10 ori pe zi, dar nu renunța la tabietul lui niciodată. În adolescență, o fată îl refuzase pe motiv de miros urât al gurii și episodul acela îl marcase pentru toată viața. Când iese din baie, vede că secretara l aștepta în birou. În picioare Deși trecuse de 60 de ani, este o femeie splendidă cu un corp de cel mult 40. Olguța este un fost agent al Direcției de Informații Externe a fostei securități și comuniștii o trimiseseră în Occident, cu misiunea de a se mărita cu unul din șefii administrativi ai clădirii NATO din orașul belgian Mons, sediul central militar. A avut trei ținte stabilite, și a reușit să se căsătorească cu unul din ei când împlinise 21 de ani. Dezertarea lui Pacepa a desconspirat-o și a fost nevoită să trădeze. A făcut-o însă cu multă iscusință, iar americanii au apreciat-o și au lăsat-o liberă. Căsnicia ei a continuat firesc, soțul ne aflând niciodată că soția lui a fost un agent comunist nu au avut copii, iar când bărbatul ei a murit, a decis să se întoarcă în țară. Americanii i-au dat referințe perfecte și a fost angajată la SRI pe o funcție de mare răspundere. Dosarul ei este cunoscut doar de directorul SRI și numai acolo este scris numele ei adevărat, Olga Dima. Aveți aici informarea săptămânală pentru premier, domnule Chestor. Îi dă femeia un plic. Mașina vă așteaptă la intrare. De unde știi? Întrebarea rămâne neterminată. Este inutil să o întrebi pe Olguța de unde știe ceva, ea fiind persoana cea mai informată din sediul central. Materialele pentru miniștri nu sunt gata încă, dar mă voi întoarce la timp pentru a le analiza. Nu cred că stau mai mult de o oră. Și dacă totuși, te sunt și le dai lui Grigore. Le va verifica el. Chestorul cu patru stele Grigore Ursu este adjunctul directorului, în teorie al doilea la comandă. În practică, șeful cel mare modificase semnificativ fișa postului acestuia, lăsându-i doar sarcini mai puțin sensibile. Nu avea încredere în el, dar în informările pentru miniștri nu există elemente deosebite pentru săptămâna trecută. Miluțele frunzărise la prima oră a dimineții când sosise la birou, ajuns pe bancheta din spate a loganului instituției, îi spune șoferului. Țeabă, ai mașina acasă. Da, șefu. De ce? Ai cheile la tine. Da. Mergem întâi în banumanta și tragi în spatele blocului. Am înțeles. Șoferul avea poreclațeavă după un episod petrecut în urmă cu mai mult de 10 ani. Pe atunci era șoferul ajuntului și mașinile SRI-ului erau fără însemne speciale pe plăcuțele de înmatriculare. Primise odată ordin de la șeful de pe bancheta din spate să meargă cât de repede poate și, într-o intersecție centrală, trecuse în viteză pe lângă câțiva trecători, aproape să-i atingă. Un Land Rover l-a urmărit, iar când mașina SRI-ului a oprit la destinație, șeful a ieșit de pe bancheta din spate, intrând imediat în clădirea unde era așteptat, iar șoferul a rămas la volan în stradă. Din subul venit din urmă au coborât patru țigani solizi, care au început să bată cu furie în geamul și parbrizul Loganului. Șoferul s-a dat jos cu o țeavă de metal în mână și a măcelărit pe cei patru zdrahonii. Lupta a durat mai puțin de un minut și toți cei patru atacatori au necesitat internare în spital. Episodul a fost mușamalizat, țiganii fiind departe de a fi niște cetățeni onești. Porecla însă a rămas, deși puțin știu de unde vine. În spatele blocului unde locuia șoferul, șeful s-a suit la volanul BMW-ului parcat acolo și Loganul a rămas în așteptare. Mai făcuseră de două ori această manevră, nu era ceva nou pentru subaltern. Miluță intră prin spatele palatului din piața Victoriei, pe baza legitimației sale, și așteaptă câteva minute în fața ușii uriașe a biroului șefului guvernului. Când intră, îl vede pe premier că citește încruntat o hârtie. Părul rar îi este zburlit ca de obicei și dinții parcă scrâșnesc sub mască. Cine este doctorul Eugen Maria? Ce știți despre el? Nu știu. Răspunde sincer Miluță. Nu știu nimic despre acest doctor. Dar pot afla imediat. Sprâncenele premierului se strâng, iar deasupra ochilor. Cine este colonelul Abraham Oraru? Este șeful serviciului tehnic de la sectorul 3. Un om bun, un profesionist. Este de încredere? Directorul ezită înainte de a răspunde. Acest cuvânt este foarte periculos în munca lui, întotdeauna presupune ceva rău. Da. Domnule prim-ministru, este de încredere. Căsătorit pentru prima dată la 48 de ani. Fără copii. Vine din rețeaua externă. Știu că a fost un specialist în comunicările prin satelit, folosit de ei în ambasadele noastre. Timp de 5 ani a fost atașat cultural la ambasada din Moscova. Miluță păstrează tăcerea pentru o clipă. Alăturarea cuvintelor încredere și Moscova îi dau fior reci pe spinare. Totuși, replică suficient de repede pentru a părea decis. Îl vom verifica, domnule prim-ministru, personal o voi face. Ce motive de suspiciuni există? Șeful guvernului își trece de două ori mâinile prin păr, parcă verificând dacă nu s-a mai îngăsit, se ridică și face cu pași apăsați două tururi ale încăperii, apoi se așează la locul lui. Vorbește abia după ce își pipăie încă o dată părul rar. Aseară, în avion, ministrul de externe a cerut informații despre colonelul vostru. Așa am aflat că a stat cinci ani în Rusia. Nu știu dacă are vreo legătură, dar orice este important în această chestiune. Directorul își mușcă limba pentru a nu întreba nimic. Se antrenase pentru momentele când era nehotărât, încercând mai multe metode pentru a se stăpâni, să nu vorbească. Mușcatul limbii s-a părut gestul cel mai potrivit. Nu este văzut de ceilalți, și nici nu poate scoate vreun sunet cu limba între dinți. Tăcerea lungă este curmată tot de gazdă. Informații despre chirurgul Eugen Maria am aflat din presa citită tot în avion. Au apărut mai multe articole despre el în ultimele două săptămâni, iar în unul din ele scrie că este divorțat cu doi copii, un băiat și o fată. Copii crescuți acum de mamă și de un tată vitreg, ofițer la SRI. Colonelul Abraham Moraru Creierul lui Miluță începe să raționeze cu o viteză nebună, pornind de la noul cuvânt auzit. Chirurg Trebuie să fie acel doctor săltat de jandarmii la protestul din piața Victoriei duminica trecută. Anchetat fiind pentru luare de mită, fusese eliberat sub control judiciar, dar nu respectase cerințele eliberării condiționate și făcuse declarații publice în timpul protestului. Probabil, este vorba despre acel chirurg care a dat declarații, fără să știe că este filmat de un canal de televiziune și transmis în direct. Este un caz cunoscut de noi, pentru că a semnat un protest împotriva măsurilor de prevenire a răspândirii pandemiei. Spuneați că nu știți cine este. Nu i-am reținut numele, că nu este un cineva important. Omul este un nimeni. Un nimeni al cărui nume este cunoscut de vicepreședintele Statelor Unite? Întreabă premierul cu glas scăzut. De data asta, Miluță nu-și mai mușcă limba. Nici nu are cum, pentru că gura ei se deschisese larg. Tăcerea este scurtă, dar intensă. Al naibii de intensă. Ieri și alaltă ieri. Reia șeful guvernului, tot cu glas căzut. Am participat la ședința Comisiei Știință și Tehnică a Adunării Parlamentare NATO, ținută la Varșovia. Au fost prezenți mai mulți șefi de guvern, inclusiv o delegație din partea Statelor Unite. La banchetul final de aseară, doamna Heris s-a apropiat de mine și mi-a spus așa: Sunt recunoscătoare României pentru ajutorul acordat într-o misiune extrem de sensibilă pentru noi. Mai rămâne de tratat problema cu doctorul Eugen Maria, dar sunt convinsă că se va rezolva într-un mod satisfăcător. A doua repriză de tăcere este la fel de încordată. Directorul SRI se simte încolțit, iar izbucnirea celuilalt îl face să-și muște rău limba. De ce nu am fost informat despre misiunea extrem de sensibilă pentru americani? Miluță înțelege că trebuie să răspundă rapid. A fost probabil o acțiune a Serviciului de Informații Externe, nu a noastră. Directorul SIE a spus că ei nu au avut niciun amestec. Voi, cei de la SRI, v-ați implicat. Noi nu putem acționa în afara țării, domnule prim-ministru. Doar în interior. Am luat măsuri împotriva doctorului Eugen Maria, dar nu mai mult. Ce măsuri? Miluță ezită câteva clipe pentru a potrivi mai bine minciuna. Are un singur atun mânecă și nu este sigur dacă este momentul să-l scoată. Când chirurgul a fost arestat, am pus un om de-al nostru să-l supravegheze îndeaproape. asta e tot ce ați făcut. L-ați urmărit pe unde umblă. Nu numai. Procurorul general mi-a spus că a fost sfătuit să se organizeze un flagrant. Domnul procuror general este un om integru și respectă legea la milimetru. Răspunde ușurat directorul SRI că discuția alunecă pe un tărâm unde controla situația. Am deplină încredere în domnia sa. Sunt convins că a procedat perfect legal. Nu mi-a spus cine l-a sfătuit. Cuvântul ezitant fusese rostit ca și prima dată tot în șoaptă. Miluță nu zice nimic, mulțumindu-se să zâmbească discret. În sinea lui este plin de nervi pentru că nu știe nimic din ce spune premierul ăsta. Superioritatea lui sunt informațiile pe care le deține și acum habar nu are de motivele pentru care acest doctor devenise atât de important încât vicepreședintele unei mari puteri se interesează de el. Se simte ca și cum ar patina pe o gheață subțire care pocnește la fiecare pas făcut, amenințând să se rupă. Următoarea pocnitură sună foarte amenințător. Domnule director, v-am rugat să veniți la mine de urgență pentru că ambasadorul Statelor Unite a solicitat o audiență. Când? Azi, la ora 10. Cred că deja a sosit. Nu cred că ar trebui să fiu prezent și eu. Domnia sa v-a solicitat. De fapt, chiar și doamna Harris a spus ceva în genul ăsta. Ce v-a spus? Serviciile noastre de informații vor conlucra pentru finalizarea misiunii. Am imperativ. A adăugat, însă. Rolul meu este să informez șeful guvernului român că o acțiune NATO se va desfășura pe teritoriul țării sale. Ambasadorul nostru la București vă va da detalii. Miluță se înfrânează de a da din numeri. Ultima frază este foarte imperativă. Premierul butonează ceva pe o tabletă de pe birou, apoi se ridică și merge spre ușă. Directorul SRI se ridică și el. Ambasadorul intră, fiind întâmpinat cu spinarea îndoită de gazdă. Reprezentantul la București al superputerii de peste ocean îi întinde mâna și vorbește în românește. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați primit atât de repede. Domnule ambasador, prietenia dintre țările noastre mă obligă. Vă rog să luați loc. Cei doi se așează pe o canapea situată mult în lateral față de biroul șefului guvernului, iar Miluță se poziționează pe un fotoliu alăturat. Pare a fi pe locul traducătorului prezent la întâlnirile oficiale. Ambasadorul e un tip foarte robust, cu părul tuns ca o perie, aducând mai mult cu un luptător de ca 1, nu cu un diplomat. Primele cuvinte sunt adresate directorului SRI. În primul rând, doresc să mulțumesc colegilor din serviciile secrete românești pentru sprijinul acordat, care au reparat rapid eroarea făcută de oamenii noștri. Nu eu am fost cel care a coordonat acțiunea, replică cu îndrăzneală, Miluță. Da, misiunea a fost preluată personal de directorul adjunct al SRI și domnia sa a îndeplinit-o perfect. Cel puțin până în acest moment. Mi s-a spus că a mai rămas problema doctorului Eugen Maria. Intervine premierul. Cum putem ajuta? Este în curs de rezolvare. Replică cu glas hotărât, Miluță. Este pus sub acuzare pentru luare de mită. Și probele sunt clare. Va fi condamnat. A fost eliberat de două ori până acum. Spune ambasadorul cu glas neutru. Sub control judiciar. Nu are voie să facă declarații publice și să ia contact cu martorul. A fost deja contactat de un deputat care se remarcă prin declarațiile sale antipandemie. Un lucru foarte periculos. Miluță tace, așteptând replica premierului. Acesta pare cam intimidat și nu zice nimic, așa că directorul SRI se hotărăște să arunce atul ascuns pe masă. Deputatul Sermion este controlat de noi. L-am infiltrat pe lângă doctorul Maria pentru a direcționa acțiunea. Astfel, Chirurgul nu va face vreun gest public fără să ceară sfatul omului nostru. Asta e bine, dar mai sunt personaje cu care doctorul poate lua contact și împrăștia informațiile. Prietena lui din copilărie care lucrează ca chimist în spital sau soția și actualul soț al ei, colonelul Serei Abraham Oraru. Poate și alți medici care l-au apărat la Colegiul Medicilor. Putem face un zid de tăcere în jurul Țintei, domnule ambasador, dar pentru asta. Avem nevoie de mai multe informații. Ce anume nu trebuie să transmită chirurgul? Reprezentantul Statelor Unite zâmbește. Nici eu nu știu prea multe despre această afacere. Știu doar că ținta nu trebuie să comunice public anumite informații extrem de sensibile pentru noi. În mod surprinzător, premierul intervine. Doctorul ăsta știe că deține aceste informații. Miluță nu se poate abține să nu ridice din sprâncene. Uite că filfizonul ăsta, cu păr rar și vopsit în negru, nu-i chiar atât de prost. Ambasadorul vorbește abia după câteva secunde. Washingtonul este pregătit să ajute diplomatic România în orice problemă de importanță națională, care cunoaștere a ajutorului acordat nouă în această acțiune. Avem nevoie de un mic suport pe lângă partenerii olandezi pentru ca România să intre în acordul Schengen. Replică rapid premierul. Americanul se uită în tăcere la directorul SRI. Privirea premierului exprimă același lucru, și Miluță înțelege. Se ridică. Cred că prezența mea nu mai este necesară la această întâlnire. Am onoarea să vă salut, domnule ambasador! Domnule prim-ministru! Pe drumul prin coridoarele întortocheate din Palatul Victoria se gândește, cu ciudă, că cei doi nici măcar nu catadixiseră să se ridice atunci când el a plecat. Darmite să-i întindă mâna. Furia pe care o simțea în sinea lui, încă de la începutul întâlnirii cu premierul, crește și mai mult, astfel că nu se mai duce să schimbe mașina, intrând cu BMW-ul în curtea sediului central al SRI. Urcă cu pași mari pe scările până la primul etaj și dă buzna în biroul ajuntului său. Grigore, de ce mama dracului nu mai a informat de acțiunea americanilor?